Deci e frumos aici, e unde am mai fost noi, nu? Aha. Cum îi zice? Castle Wood. Aha. Uite că scrie acolo ea. Castle Wood Castle, Canyon. Castle Wood. Vezi? Castle Wood Canyon. Aici am făcut noi tura aia, nu? Cu Andreea. Când nu mai puteai să urci muntele. Eu? Nu? Sau eu? Tu, băi! Și tu? Mai venim o dată. Mergem în Colorado Springs la un remodeling și poate și un basement. Bam, bam! Ai grijă la un gate. Ce acolo este de căprioară, nu? Ia, tumul de căprioară, nu?
externă. Mă ajungi la ferma de canguri. De cangurieni sau de... Lame. Uite niște lame de alea mai... Uite, și Dunkies, uite, da. Stai aici la cap. Ei, ai salutat, bă, Dunkies. Sunt măgari ăștia, eu am văzut să zic, sunt măgari. L-ai salutat. Băi, ești de bun. N-am pus mâna în cangurie. L-ai pus? N-am pus eu pentru tine. A, deci ai salutat măgarul? Nu, no, la capul tău am pus. Ai pus? Gabe, ai salutat măgarul, seamă, din partea mea. Uite-l! Ia mâna, Gabe! Dar sunt mai mari ca tine. E normal, Gabe, că sunt mai mari ca tine. Uite și ursul, vezi ăla mic? Veru, ia. Ursuleț. Dar nu se mișcă. E, a rămas. A rămas în pană? Ghețat. Uite ce peisaj, Gabe, aici. E mișto zona, să-mi place aici. Deci n-am venit degeaba, Gabe, am venit în vacanță noi. Nu mai ne merge telefonul. A fost un incident mai înainte. A slăutat Gabe. A băut o Corona. Și tu ai luat-o pe Corona. Corona fake. Uite Gabe să ai casă aici, a? De munte frumos. Control Gabe, înainte? Ca să admiri munții, Gabe.
Asta era, uite ce frumos să vedeți. Aici e uscat. Am ajuns la câmpia. Ai auzit-o? Ia uite unde stă poliția. Ia uite, mâncați așa. Stă la pândă. Vânătorii. Americanul. Șeriful, ia uite unde stă. Patrula. Tot drumul, ca să știm drumul de întoarcere. Băi, vezi mă, ușa. Sper că ieșim bine, dar... Uite, o marcă în dreapta aici. Are ieșire pe aici. Păi pe alătura ghei, dacă... Ieșim pe aici, pe gard. Nu, merge, vezi. Unde vezi? Pe dreapta, pe acolo. Oh my god, man, this is ridiculous. Uite-mă pe dreapta, pe aici, dreapta, aici. Aici. Și te sperii ghei, bă. Ce să merg? Imposibil să mergi unde se face dreapta undeva. Uite, de unde ai ieșit-o? E și Walmart. E Walmart și... Home Depot.
venit să luăm o gură de internet, că ne-au lăsat telefoanele pe dreapta. Ok? Al tău e pe stânga. Al meu e pe dreapta și al meu. Da? De când am venit pe dreapta. Câine, contractorul, bam bam. Ramon face pipi. Mai uitați că face Ramon pipi. Era lui Gabe. Bam bam. Un sticlu. Gabe negociază pentru o remodelare aici în Colorado Springs. Am ajuns aici în Colorado Springs la un basement. A cobrut Gabe. Nu știu dacă mai e o gură de asta. Te fira loc mai mult aici. Cuțu, ce faci, cuțule? Ham, ham! E cu minte acolo, izolat. Hey! Buddy! Buddy! Nu zice nica buddy ăsta. This is where I learned from him. Okay? Where? Here in Colorado Springs. Oh, really? Bon. I was just a kid, yeah. So you're doing that for quite a while, huh? You're doing that since you were a kid, huh? Yeah. I was 13 years old when I came to this state. College? Yeah. Bon. On the school, high school, middle school, and they learned Spanish really good. Oh, really? And then I brought them back. So that was good, huh, for them? Yeah. To see the difference and everything, huh? Yeah, they speak both languages. Really good for anybody to speak two languages. And the education, I can see how is the living in Puerto Rico and how is the living in USA. Huh? And the living, like the... How many kids you got, okay? Two. See, you need to teach them their language. They know my language. That's very important, bro. No, they know my language. That's it. I got a good friend of mine, he's my neighbor. Uh-huh. He's from Morocco. Morocco? Yeah. Mm-hmm. He's one of the Middle East guys. Yeah. He went back to his country and right in the middle of winter time, he shut his water off, he shut his gas off, and he shut all the electrical to the house. What? When we got that cold weather, everything froze in that house. So the neighbor came running to my house, the next door neighbor, tell me, Ruben, there's water coming out of his garage door and out of the doors. Oh, shit. Why did he do that?
live here because they don't know any better, okay? He would just try to be like funny. Man. He shot the water off when he didn't drained it. So everything burst. That one, you don't have to pay those guys so much when I can do it by myself, huh? Look what you did by yourself. Yeah. Then he was in Morocco and I didn't have no way to get in his house. So he had to send me the keys in the mail. It took 6 days for the package to get here. But I shut the water off in his feet, you know? So I was able to help him anyway. Now he comes back. He don't know, he doesn't have no money and all that. So he went to Morocco over the winter because it's too cold for him here, or what was the deal? You know, his wife and some of the, you know, he got caught in the COVID thing. Oh, I see. And he's got a wife and 2 kids. He's good people, so I told him yesterday, don't worry. Make a claim to your insurance, and whatever you need, what you need to pay me. Don't owe me a lot of money. So I'm not the only one who have people who owe me a lot of money, yeah, I know. So, but, you know, I'm not that bad. So the insurance is going to cover him because he's going to make those companies? I don't know yet. Because those days they're going to come to check your other. How can that happen, you know, because this is something other happens, you know. Oh, that's the thing. Well, I told him, I said, don't tell him that. Just tell him that you are out of the country and something happened and your appointments went back. I told him, I said, you can't tell him the truth, they won't give you a penny. Talk because they're going to try. Exactly. They're going to look at anything. They're going to look at that other science fiction. aprilie 2021, un basement terminat în de la 1, 2, 3, 4 în 3 ore. Bam bam. Transfire, ranuri până la panou. Bam bam, mai avem decât la panou de adăugat frigurile și cam asta e treaba pe ziua de azi, terminat basement din Colorado Springs. Bam bam. Și Smoky Tucker și Gabe la muncă, se uită după nu știu ce se uită, dar trage Q-ul. Nu-i gay? Gay, ce-ai făcut, mă? Gay, mi-ai dat alea pe jos, ești nebun? De ce nu le? Ți-a închis ușa singură, băi, Gabe. Gabe, cred că e stafie pe aici, ești nebun? Ia zic, Gabe, cât, dacă facem calcul așa, cam cât vine pe ora azi, la 3 ore? Vin 250 de dolari? Pe oră, tată! Ia. Vezi? Oh, vezi să-i duc și urbența lor, că mă o să mai iau spune de acolo. Aici era urbența. Alu' ăsta? Ia. Asta e, Gabe. Hai, mai stăm 5 minute și am plecat, ha? Am terminat un basement în... în 3 ore. Am mișcat rapid.
mașină americană, Gabe, Jaguar, ești nebun? Da. Uite, Jaguar are la față. Îl vezi pe Jaguar? Dar trebuie să... Care e exitul? Te uiți la exit, unde ajungem? Da, ok, lasă, peste 63 de kilometri. Îți dai seama, tu? Da. Aici știi că e, nu? Ok. Sunt mașină. Uite, bă, ce cu noi acolo ești nebun. În Colorado Springs, uite-te și tu, bă, americani ăștia, păgâni ăștia. Uite-te, Gabe, la gard acolo. Cum să... Să nu facă ei curat, mă, pe aici trece și trenul, Gabe. Da? Ești american, Gabe? Uite, cine ai văzut? Da? Ești păgân? Păgân ești tu, pentru că ești turc. Nu sunt turc, mă. Dar ce ești? Rumânscaia. Rumânscaia, nu mai las-o la urmă. Montanero! Italiano, mascalzone! Am ajuns în Italia! Via Roma! Perugia! Salernitana! Atalanta! Filmore Street! Aici mi-a arătat că la 144 e și reaghi. Yo. Bam bam. Uite că am ajuns în Italia, Grecia, Pioneer. Da. Benzină. Ha? Benzină. Ok, avem, mai avem? O să băgăm? Eu zic să la primul speco bam bam. Da. Da? Da. Bază militară, ok? Da. Uite, bază militară ca lumea, adică unde am fost eu? Și acolo e tot felul de rachete, tot felul de... Nu, văd o rachetă îndreptată spre noi. Bombe și... E, văd o rachetă îndreptată spre noi, ești nebun. Un ful. E bine. Datorită telefonului meu, fără abonament, fără internet și care merge GPS-ul, Gabe, care ție ți-a oprit telefonul, aiurea, da. Dar și eu, $1000, așa, ținea eu. Da. Băi, și idiot. La graniță cu Mexic. Uitați, Gabe, ce... Uite, Gabe, ce zid au făcut ăștia aici. Să mai treacă mexicanii, vezi? Să mai treacă mexicanii, ia. Vezi? Uite, uite. Ești nebun la cap. Vopsește, uite. Și cu vopsa? Bă, nu o să mai vină mexicanii dacă fac ăștia zid aici. Da, mă. Nu vezi? Are, mă, că ăștia sapă, mă, sub zi și tot trec. Da? Mai vin cu călăuzele? Păi da. Îți iau banii și te lasă în stradă, da? Ai pățit-o? Am pățit-o. Tu cum ai venit, Gabe, în America? Le-am sărit gardul, l-am venit pe sub. Ai sărit? Ai câștigat la loteria vizelor, nu?
Asta e versiunea oficială, da? Cea reală e... acest. Da. Uite cât mai o să pună ăștia zid până aici. Uite ce frumos se îndreaptă aici. Antelope sau anvelope? Antelope. Antilope, a? Antilope. Antilope. Nu le mai văd. Nu? A fost de fază, ești nebun. Sipa de la ei. Dacă poate să mai vină. E ratat. Faci o pictură de antelope, da? Antelope, e? Da. Antilope, mă. Așa zici tu la antilope? Da. Era mișto alea, a? Da. Trebuie să puși tu frână. Intră asta cu dracu mine. Nu ne mai prindem. Ok. Ne toarcem? Păi da. Asta intră? Da. Asta poate mai găsim pe aici. Nu cred că mai găsim. Da, e zona lor acolo. Și aici e zona lor, stai așa. Da. Bizon n-am mai văzut. Da, bizon, ia. Mai ții minte ce mare era ăla? Da. Și-o m-am dus la găl la ei nebun. Ce nebun și-o. Da. Ți-ai risca viața, ce să fie? Ăla intra în gar, cu, mă luau cu totul, ești nebun. Ți-ai risca viața. Însă... mă luau cu totul, ești nebun. Da. Dar eram eu pregătit ghef să-l călăresc, ești nebun. Da, știi că te alerga ăla. Îl luam de coarne, mama, mama. Păi se pune el cu coarne. Ghef. Te alerga ăla, Cristiane, de... se pune el cu contele Dracula Gay. Uite unde vine ăștia cu gardul, până aici vin. Să nu mai treacă mexicanii, Gay.